Laura Giurcanu și Sânzeana Negru au fost desemnate câștigătoarele America Express 2023 și au intrat în posesia premiului de 30.000 de euro. Aceasta din urmă a preferat să investească banii câștigați la showul de aventură și a pus bazele unei afaceri promițătoare în colaborare cu alți doi prieteni. Iată despre ce este vorba, finala America Express 2023 s-a ținut între echipele Alexia, Aris Ieram și Laura Giurcanu, Sânzeana Negru. Cele două influencerițe au fost desemnate câștigătoarele acestui sezon și au împărțit premiul de 30.000 de euro. Cu jumătatea de bani pe care și-a revendicat-o, Sânțeana Negru și-a deschis propria afacere, iar inaugurarea a avut loc cu doar câteva zile în urmă. Concret, este vorba despre un restaurant cu specific mexican, dispus pe trei etaje și situat într-o zonă bună a capitalei. Zilele trecute, Sânzeana Negru a participat la deschiderea propriului restaurant, afacere lansată cu banii câștigați la America Express 2023. Localul are specific mexican și este dispus pe două etaje. Primele două niveluri sunt dedicate mâncării și băuturii, iar la ultimul etaj se află o expoziție de obiecte de ceramică. Astăzi, împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Are un specific mexican, un tribut adus Americii Latine și îndrăznesc să spun că cel mai mult ceviche îl veți găsi la noi. Mâncarea este senzațională, a spus Sânzeana Negru pe Instagram, odată cu încheierea emisiunii America Express – Drumul Soarelui. Sânzeana Negru a scris un lung mesaj pe rețelele de socializare, surprinzând cele mai importante momente din show de aventură. Dincolo de competiție, e bine să nu uităm că America Express este un show TV. Un show de entertainment, cu personaje creionate, unde e firesc să ții cu o echipă sau alta, să empatizezi mai mult cu unii sau alții, dar să înțelegi în... Final că e un show TV.